Salutare, publicul Her Story! Vă mulțumim că ne-ați însoțit în cel de-al treilea episod al podcastului Entrepreneurial Her Story, intitulat Antreprenoriatul prin prisma intersecționalității, impact, provocări, oportunități. Pentru cei care au urmărit episoadele noastre anterioare, s-ar putea să fiți familiarizați cu conceptul foarte important de intersecționalitate. Acest concept se află în centrul proiectului nostru. Dacă aceasta este prima dată când intrați în contact cu acest concept, nu vă faceți griji. Îl vom introduce mai detaliat aici. Deci ce este intersecționalitatea și cum este legată de antreprenoriat? Pentru început, intersecționalitatea este un concept foarte important în general, iar în proiectul nostru și în misiunea noastră din Entrepreneurial Her Story este fundamental. Este vorba despre înțelegerea faptului că noi nu suntem doar un singur lucru. Toți oamenii sunt, de fapt, o combinație a diferitelor identități sociale, așa cum ar fi gen, rasă, clasă socială, etnie, orientare sexuală și multe altele. Aceste identități pot atrage și pot deveni baza atât a discriminării cât și a privilegiului. Gândiți-vă la asta ca la o lentilă, o perspectivă unică care ne ajută să vedem cât de unice sunt experiențele noastre. Imaginați-vă că sunteți o femeie cu origini etnice care este și membru al comunității LGBTQ+. Orientarea sexuală, identitatea de gen și rasă pot alcătui identitatea dumneavoastră generală. Intersecționalitatea ne spune apoi că trebuie să fim atenți la modul în care aceste diferite elemente ale identității noastre pot afecta oportunitățile pe care le avem în viața de zi cu zi. De ce este important acest lucru în antreprenoriat? Ei bine, ne ajută să vedem provocările complexe cu care se confruntă antreprenorii din minorități. De exemplu, femeile care fac parte din diferite grupuri minoritare pot întâmpina obstacole suplimentare. Dar nu vă faceți griji, acest episod al podcastului va exploata în profunzime acest subiect. Am făcut cercetări și interviuri cu experții noștri pentru a învăța mai multe despre aceasta. Vom vorbi despre luptele unice cu care se confruntă antreprenorii cu identități intersecționale. Dar nu este totul întristător. Vom împărtăși și idei despre cum să sprijinim acești antreprenori și cum pot ei depăși provocările. Vom explora de asemenea cum adoptarea intersecționalității poate fi, de fapt, o supraputere, poate fi un instrument important în ajutarea antreprenorilor să transforme dezavantajele în puncte forte și să dezvolte reziliență. So, stay tuned for an eye-opening journey into intersectionality and entrepreneurship. It's all about understanding the complexity of our identities and how they shape our path in the business world. Discriminarea și dezavantajele intersecționale în antreprenoriat. Un loc bun pentru a începe atunci când ne gândim la conceptul de intersecționalitate în antreprenoriat este să fim conștienți că experiențele unei persoane sau ale unui antreprenor nu sunt niciodată identice. Persoanele cu identități intersecționale se confruntă cu adevărat cu mai multe provocări și obstacole în călătoriile lor. Acum vorbesc despre persoanele care au mai mult de o identitate care ar putea crea dezavantaje sociale sau alte tipuri de discriminare, cum ar fi discriminarea rasială sau de gen. Cu toate acestea, pentru a ajunge cu adevărat la miezul problemei și a veni cu soluții, trebuie mai întâi să înțelegem modul în care aceste provocări sunt unice. În acest fel, putem susține mai bine grupurile marginalizate și putem face din lumea antreprenorială un domeniu de activitate mai divers și mai inclusiv. Provocările întâmpinate de antreprenori dezavantajați cu identitățile intersecționale. Să vă asigur că nu fiecare antreprenor are același acces la resurse și oportunități. Identitățile și pozițiile oamenilor afectează cu adevărat aceste aspecte. După cum s-a menționat în episoadele anterioare, este un fapt că antreprenorii femei se confruntă cu mai multe provocări și experimentează mai multă marginalizare în antreprenoriat decât colegilor de gen masculin. Imaginați-vă acum cât de mult mai dificil ar putea fi pentru, să zicem, o femeie emigrantă care dorește să devină antreprenor. Dificultățile cu care se va confrunta pot escalada, de-aia lipsa accesului la resurse financiare, oportunități de formare
sau la limba țării gazdă, până la stigmatizare directă și atitudini ostile sau disprețuitoare din partea unor persoane. Dat fiind aceste aspecte, imaginați-vă cât de mult mai dificil ar putea fi pentru orice femeie care aparține unui alt grup minoritar. Din păcate, aceste femei, discriminarea este adesea o realitate zilnică. Experții cu care consorțiul nostru a realizat interviuri au indicat unele dintre marile provocări cu care se confruntă femeile și alte antreprenoare dezavantajate. Pe lângă discriminare, aceștia se confruntă adesea și cu alte bariere culturale. Aspirantele la antreprenoriat se confruntă adesea cu rolurile de gen tradiționale care stau în calea visurilor lor. Alte cazuri, barierele lingvistice și problemele de accesibilitate, când vine vorba de accesul la programe și inițiative care promovează antreprenoriatul, pot împiedica semnificativ potențialul lor. Dat fiind acest peisaj sumbru, succesul antreprenoriat poate părea inițial o misiune imposibilă. Suport pentru antreprenorii cu identități intersecționale și antreprenorioarele. Acțiuni și inițiative. Ce s-a făcut sau ce poate fi făcut în această privință? Ce fel de sprijin există? Dacă există vreunul pentru antreprenorii cu identități intersecționale și pentru antreprenoare? La nivelul politicilor Uniunii Europene au existat mai multe încercări de a susține persoanele care nu au întotdeauna o șansă echitabilă să-și înceapă propria afacere, inclusiv femeile și persoanele din grupuri minoritare. Există multe exemple de politici, programe și alte inițiative provenite din diferite părți ale Europei menționate în diverse rapoarte despre antreprenoriatul inclusiv în Uniunea Europeană. Puteți să aruncați o privire asupra unora dintre ele publicate pe site-urile oficiale ale organizațiilor Uniunii Europene, cum ar fi OASD, pentru mai multe informații. Cu toate acestea, pare că aceste eforturi nu sunt suficiente și că mai este nevoie de mai multă muncă în această direcție. Imaginați-vă că sunteți o femeie care încearcă să-și înceapă o afacere, dar proveniți și dintr-un mediu etnic sau ați trăit într-o țară nouă. Aceasta poate fi extrem de dificil, nu-i așa? Ei bine, experții pe care am intervievat au câteva lucruri interesante de spus despre acest lucru. Ei cred că ajutorul acordat femeilor cu aceste fundaluri unice și dezavantajate poate aduce idei noi și extraordinare în lumea afacerilor. Ceea ce am subliniat este că tehnologia poate fi un supereroi în acest caz. Poate oferi învățare și resurse, conecta femeile la rețelele utile și ajuta la combaterea discriminării de gen. Dar tehnologia nu este singurul nostru aliat în această privință. Experții intervievați ne-au vorbit și despre alte inițiative în desfășurarea în țările lor, cu scopul de a ajuta femeile să se implice și să reușească în lumea afacerilor. Ne-au vorbit despre organizații sau grupuri precum Femei în Afaceri în România sau Femei de Top din Grecia. Acestea depun eforturi considerabile pentru a ajuta femeile la antreprenoriat în diferite moduri. De exemplu, ele oferă suport prin educație, mentorat și alte programe. De o importanță majoră este faptul că sprijinul vine dintr-un format individualizat și personalizat, în sensul unui ajutor adaptat circumstanțelor specifice ale fiecăruia. La fel de important este să fim atenți la limbajul utilizat în programele destinate să ajutăm antreprenorii din minorități. Un limbaj coerent și ușor de comunicat este cheia. Acest lucru este valabil, în special în cazul aspirantelor la antreprenoriat migrant, care ar putea să nu vorbească bine limba țării gazdă. Unul din experții intervievați în România a afirmat, citez: programele ar trebui să folosească un limbaj mai accesibil, nu atât de tehnic, și să evite jargonul de afaceri, care este intimidant. Știți, un tip de comunicare ușor de înțeles. Acesta ar fi primul lucru care ar trebui făcut, pentru că multe femei, atunci când văd cuvinte care sunt folosite din start, le cred: Doamne, aceasta nu este pentru mine, asta este elitist. Sfârșit de citat. Un alt expert intervievat în Cipru a făcut și o remarcă interesantă care arată cât de important este contextul. Ea a afirmat următoarele: Eu cred că este greșit să luăm datele unei țări și să presupunem că putem face aceleași predicții despre ce se va întâmpla într-o țară diferită, precum pentru că istoriile lor sunt diferite și realitățile lor sunt diferite. Sfârșit de citat. Depășirea provocărilor discriminării intersecționale.
Până în acest punct, am realizat efectele discriminării și dezavantajelor intersecționale în antreprenoriat. Am discutat despre diferitele provocări cu care se confruntă femeile și alți antreprenori dezavantajați. Întrebarea cea mare este cum pot antreprenorii proveniți din medii marginalizate să depășească provocările discriminării intersecționale? Sau cum pot ei să înfrunte aceste obstacole și să iasă mai puternici în ciuda lor? Un lucru este clar, discriminarea intersecțională poate fi cu adevărat complexă, având loc la diferite niveluri, cum ar fi sistemul legal, organizațiile și chiar în politică. Înțelegerea acestor niveluri este un prim pas crucial în lupta împotriva acestei discriminări. Pentru a face lumea afacerilor mai inclusivă, ar trebui să schimbăm mentalitățile legate de imaginea tradițională despre cum arată un antreprenor, încurajând nonconformismul și diversitatea. Unele exemple inspiraționale de eforturi în direcția incluziunii vin de la antreprenoarele femei în situații dificile. De exemplu, unui cercetător cum ar fi Jean din Storm și Cilova, în studiul lor din 2022, explică cum în unele locuri, cu viziuni conservatoare asupra genului, femeile găsesc modalități inteligente de a-și începe afacerile fără a se opune normelor. Ele folosesc valorile lor culturale și religioase pentru a face ca antreprenoriatul să pară respectabil și nu o amenințare la statul quo. Chiar și în locuri cu roluri strict de gen, precum Pakistanul, antreprenoriatul poate fi un mijloc de emancipare pentru femei și le poate aduce beneficii economice și sociale, conform studiului din 2017 realizat de Lindervert, Patel și Vincent. Și în timpuri dificile, precum criza financiară din Grecia, conform studiului din 2019 realizat de Melio, antreprenoarele femei primesc adesea sprijin din partea familiilor lor, demonstrând cum sprijinul familiar poate fi o resursă puternică, creând o mică rețea. Importanța networking-ului, suportului comunitar și solidarității. Networking-ul este extrem de important pentru antreprenori. Le oferă o varietate de beneficii, îi ajută să se conecteze și să se sprijine reciproc și să construiască o comunitate puternică. Aceste conexiuni sunt chiar mai necesare pentru persoanele care se confruntă cu mai multe dezavantaje. Persoanele intervievate în contextul Entrepreneurial Her Story au subliniat importanța acestor rețele. Ele creează un sentiment de putere și înțelegere între persoanele care împărtășesc background-uri și provocări similare. Experții noștri cred de asemenea că organizațiile și instituțiile pot face o diferență mare. Ele pot oferi training în domeniul intersecționalității și sprijin personalizat pentru provocările individuale cu care se confruntă antreprenorii vulnerabili. În plus, programele de mentorat joacă un rol foarte semnificativ. Antreprenorii din medii similare pot ghida alții către succes și pot deveni modele pentru comunitățile lor. Dimensiunea psihologică, perspective asupra eșecului și succesului. Când vine vorba de a trata discriminarea intersecțională, există și o dimensiune psihologică. În acest caz, precum și în multe altele, împărtășirea experiențelor poate fi un instrument puternic. Vorbind atât despre momentele bune, cât și despre cele dificile, se poate face o diferență mare. În această zonă de discuție în care ne pregătim să pătrundem, sunt valoroase perspectivele și contribuțiile oferite de psihologi și sociologi cu care consorțiul nostru l-a intervievat. Majoritatea dintre ei au fost de acord că, având sprijin psihologic profesional, este un adevărat impuls pentru antreprenorii cu identități intersecționale. Considerarea sau alte tipuri de sprijin terapeutic sau intervenții, cum ar fi psihoterapia, de exemplu, ajută la construirea autoconștientizării și arată că succesul este o călătorie personală, nu ceva standard de atins pentru toată lumea. Dar iată întorsătura. Unii dintre intervievații noștri au spus că este mai ușor să te deschizi către alții care au parcurs un drum similar cu al tău, mai ales atunci când lucrurile merg prost. Auzul experiențelor altora care au întâmpinat provocări similare îi ajută pe antreprenori într-o poziție
vulnerabile să simtă că nu sunt singuri în acest sens. Un psiholog a subliniat că credința că identitatea ta este singura cauza problemelor tale poate fi lipsită de putere. Citez. De multe ori nu îți poți schimba identitatea, așa că dacă crezi că experimentezi ceva din cauza identității tale, este dificil să îți spui. Asta este cum voi depăși asta. Pentru că ce aș putea face? Să încetez să fiu femeie? Să încetez să fiu într-o minoritate? Sfârșit citat. În schimb, ar trebui să îmbrățișez ideea că echilibrul este cheia. Recunoaște că prejudecățile societății pot juca un rol, dar nu lăsați nativele de dezabilitate să vă oprească. Și întotdeauna amintiți-vă să vă căutați empatie și sprijin din rețeaua voastră. În cuvintele înțeleptele ale unui dintre psihologi pe care am intervievat și îi citez, trebuie să luăm în considerare de asemenea că eșecul și rușinea sunt foarte legate de aceste narrative și că opusul rușinii este empatia, așa că ar trebui să ne bazăm pe persoanele pe care știm să fim empatici. Sfârșit de citat. Împărtășirea poveștilor de succes este ceva necesar și motivant, dar sărbătoria eșecurilor are și ea avantajele ei. Prin a lumina ambele, putem învăța și eșecul. Eșecul nu este ceva de ascuns, este un ghid către succes. Unul dintre intervievații noștri a spus următoare despre acest lucru și îl citez. Succesul creează și o distanță. Și continuăm să vorbim despre evidențierea practicilor bune. În final, acest lucru ar putea sfârși prin a deveni într-o oarecare măsură stereotipic. Practicile proaste ar putea fi de asemenea evidențiate astfel încât să putem studia cum să le transformăm din rele în bune sau să învățăm ce trebuie să evităm. Sfârșit de citat. Rețineți, îmbrățișarea eșecului nu este despre dezvoltarea unei stime de sine scăzute, este vorba despre învățare și vindecarea din el. Unul dintre psihologii pe care am intervievat a subliniat următoarele. Adesea, oamenii nu discută despre eșecurile lor și tind să discute despre succesele lor. Ar trebui să discutăm mai mult despre eșec, deoarece acest lucru are ceva terapeutic în el. Deci, experții au vorbit. Vorbirea deschisă despre eșecuri poate fi atât terapeutică cât și împuternicitoare. Să vorbim mai mult despre virtuțile învățării din eșec. Aplicarea unei perspective intersecționale în antreprenoriat, oportunități. Astfel, intersecționalitatea este un instrument util care ne ajută să învățăm provocările unice cu care se confruntă persoanele cu mai multe identități sociale. A fost un factor de schimbare în studiul antreprenoriatului minoritar și feminin, ajutându-ne să vedem barierele cu care se confruntă antreprenorii dezavantajați în fiecare zi în călătoria lor în afaceri. Psihologii și sociologii experți pe care am intervievat în cadrul acestui proiect sunt de acord că intersecționalitatea este un cadru foarte util prin care putem privi antreprenoriatul. Ea sărbătorește frumusețea diversității și mai mult aduce beneficii tuturor, nu doar celor cu mai multe identități dezavantajoase. Este practic un câștig pentru toți cei implicați. Așadar, să continuăm să folosim această lentilă unică pentru a vedea lumea afacerilor într-o lumină mai strălucitoare și mai echitabilă. Intersecționalitatea și construirea rezilienței. Acum să ne îndreptăm discuția către o direcție mai luminoasă și mai împuternicitoare. Ce crezi că sunt utilitățile construirii rezilienței când vorbim despre intersecționalitate în antreprenoriat? Cum îți poți împuternici antreprenorii din minorități și deveni mai rezistenți pentru a ieși cu succes în peisajul antreprenoriat? În general, majoritatea experților care se ocupă de antreprenoriatul din minorități acceptă ideea că cu cât se intersectează mai multe identități dezavantajoase, cu atât pot deveni mai mari provocările. Cu toate acestea, prin acceptarea identităților lor diverse, antreprenorii pot construi reziliență. Experții în antreprenoriat pe care am intervievat au subliniat importanța comunității și a rețelelor de suport pentru construirea rezilienței. Unul dintre ei chiar a comparat această idee cu un elastic. Citez. Puterea stă în numere. Simțindu-se susținut, poți întotdeauna să faci mai bine. Atunci când este un unic elastic, este mai ușor să rupi.
Când sunt mai multe, este mai greu să le rup și ele se refac mai bine. Sfârșit de citat. În plus, acceptarea la nivel social, sprijinul adaptat și sărbătorirea diferențelor sunt de asemenea importante. Oamenii ar trebui încurajați să sărbătorească identitățile lor diverse și să recunoască puterile și experiențele lor unice. Împărtășirea vulnerabilităților cu persoane potrivite îi poate împuternici să continue să se îmbunătățească, să schimbe percepțiile despre succes și eșec. Aș dori să profit de această ocazie pentru a încheia această parte a discuției cu un punct interesant făcut de unul dintre intervievații noștri. Citez. Avem tendința de a categorizi oamenii. Intersecționalitatea ne învață să nu ne încredințăm doar într-o singură cutie. O societate tolerantă ar fi cea mai bună abordare, permițând oamenilor să-și exprime și să se grupeze cu cei de aceeași gândire. Un simț puternic al comunității și al rețelelor informale ar putea de asemenea să ajute. Sfârșit de citat. Prin urmare, adaptarea intersecționalității și promovarea sprijinului comunitar sunt factori care pot conduce la reziliență socială și incluziune în domeniul antreprenoriatului. Transformarea dezavantajelor în privilegii. Pe măsură ce ne apropiem de finalul episodului nostru de astăzi, există ceva important pe care l-am lăsat pentru voi în încheiere. Cu adevărat, cum putem transforma dezavantajele noastre în privilegii? Cum pot antreprenorii din minorități să-și transforme obstacole între trepte către succes? În cuvintele unui antreprenor informațional intervievat ca parte a acestui proiect citat, dacă sunt o femeie cu identități intersecționale, înseamnă că enjul de a da vedea, de a vedea valoarea este de 10 ori mai mare. Acest lucru însă nu scade din valoarea mea, s-ar putea la fel de bine să o adauge. Gândește-te la asta. Oamenii din medii defavorizate folosesc foarte des experiențele lor unice pentru a ieși în evidență în lumea afacerilor, în ciuda obstacolelor. Modelele de rol, întâlnirile de împuternicire și programele de mentorat pot susține antreprenorii reprezentați să transforme eșecul în succes și să îl folosească ca pe o treaptă. Aceste inițiative și întâlniri pot fi un mare amestec de idei și povești de succes. Ele pot ajuta oamenii din diverse medii să vină împreună și să învețe unii de la alții. Țineți minte, indiferent de unde veniți sau cine sunteți, experiențele noastre pot fi unice, pot fi superputerea noastră în lumea afacerilor. Și să încheiem capitolul nostru cu un citat inspirațional de la unii dintre experții noștri în România. Citez. În primul rând, în opinia mea, intersecționalitatea ar putea reprezenta unele obstacole, cred eu, ceea ce este inevitabil, sigur. Când experimentați multiple inegalități intersectante, nu doar una, uneori este mai dificil pentru oameni să continue și să nu renunțe. Deci, aparent, este un obstacol, dar, dacă doriți, puteți transforma asta într-un avantaj, poate. Faptul că aveți multe caracteristici diferite vă poate oferi multe experiențe diferite, nu-i așa? Sfârșit de citat. Deci, dragi ascultători, aceasta cam încheie al treilea capitol din seria noastră de podcasturi. Dar nu este încă finalul. În episodul următor al podcastului Entrepreneurial Her Story, care va fi și ultimul nostru, vom explora un subiect care ne arată încă un motiv pentru care acest proiect este important. Episodul final va fi dedicat modului în care antreprenorii din medii defavorizate își pot transforma eșecurile în succes. Va arăta, cu alte cuvinte, nu numai că acest lucru este posibil, dar va pune accent și pe dimensiunile psihologice ale succesului și eșecului. Ne vedem în următorul podcast.